Bună seara și bine v-am găsit la dezbatere electorale și la Vocea Basarabiei. Stimați ascultători, avem două linii telefonice, 804-424, 804-422, la care o să vă rog să apelați în ultimul sfert de oră al acestei emisiuni, pentru a pune întrebări invitaților noștri. Îi salut în studio aici pe domnul Sergiu Mocanu, președintele Partidului Mișcarea Populară Antimafie. Bună seara! Alexandru Stusar, vicepreședinte al Partidului Forța Poporului. Bună seara! Bună seara! Și îl așteptăm pe candidatul independent Oleg Cernei, care a promis că vine, întârzie pentru că este la o altă dezbatere, la un alt post de radio sau de televiziune. Tema acestui schimb de opinii, acestei dezbateri, vizează independența și separația puterilor în stat. Puterea legislativă, judiciară și, evident, executivă. O structură formală, cronologică a acestei emisiuni, ar fi că o să vă rog să prezentați succint tezele principale ale programelor dumneavoastră pe parcurs a 3 minute, vizând subiectul dat. 2 minute pentru a răspunde la întrebările moderatorului, 1 minut după fiecare ciclu de întrebări, 1 minut pentru replici, completări, 15 minute vom da ascultătorilor să vă pună întrebări și 1 minut pentru mesaj de final către electorat. Așa precum a fost indicat în graficul dezbaterilor, o să vă ofer cele 3 minute dumneavoastră domnul Sergiu Mocanu pentru a prezenta tezele principale ale programului, vizând subiectul pe care îl discutăm, separația puterilor în stat. Stimați radioascultători, vă salut și aici la Vocea Basarabiei. Mă bucur că am ajuns și la Vocea Basarabiei. Acest post de radio ne-a ignorat în permanență, chiar dacă am produs altă dată și evenimente de răsunet în această republică, dar asta nu este numai situația postului de radio Vocea Basarabiei, ci a majorității televiziunilor din Republica Moldova, care aparțin actualilor mafioți, care au așa înțeles ei să facă integrare europeană, să-și privatizeze toate mijloacele mass media și să înnăbușe exprimarea, liberă exprimare în această țară. Vin acum din satul meu de Baștenă, vin acum din teritoriu, acolo unde echipele peledemiste și pediste luptă cu înverșunare împreună împotriva oricărui candidat sau oricărui concurent electoral prin a zădărnici adunările noastre, prin a speria lumea și pentru a nu le permite să vină la adunările noastre. Ba mai mult decât atât, vreau să vă spun că am observat că există deja echipe mixte PLDM, PD, care încleie împreună, încleie și placatele electorale ale PD-ului și a PLDM-ului, așa cum fac și televiziunile lui Placotniuc, transmit același subiect la toate televiziunile lor. Stimații mei concetățeni, Republica Moldova nu mai are capacitate de administrare a treburilor statului, pentru că Republica Moldova este un stat capturat. Atunci când vorbim de separarea puterilor în stat, vorbim despre o iluzie, pentru că nu putem vorbi despre separarea puterilor în stat atunci când toate aceste puteri subordonează politic unor oligarhi. Eu spuneam unor mafioți, eu spuneam altădată că pe timpul lui Voronin, deosebirea de acest regim, de regimul lui Voronin, este că pe timpul lui Voronin mafia era sub control politic, acum politica este sub control mafiot. Noi, ca să ajungem în Uniunea Europeană, trebuie să corespundem principiilor de la Copenhaga. Sunt trei principii de la Copenhaga. Unul este, unul cel mai important, este capacitatea de administrare a treburilor statului, care lipsește cu desăvârșire în Republica Moldova. Noi ne propunem ca în centrul reformei în Republica Moldova, inclusiv a instituțiilor de stat, să stea omul, subiectul asupra căruia lucrăm. Deci noi considerăm că sistemul juridic din Republica Moldova, cea de-a treia putere în stat, nu mai poate fi reformat din interior. Pentru a fi reformat, este nevoie să dăm tot judecătorii afară, pentru că acești judecători au acționat până acum la comandă politică, au îndeplinit comenzile fie a lui Plahotniuc, fie a lui Filat, s-au îmbogățit în această perioadă și nu mai pot servi acest stat, nu mai pot fi servitorii acestui stat, nu mai pot face echitate socială și justiție în acest stat. Din această cauză vom schimba tot sistemul juridic, aducând judecători în cadrul unei misiuni de supremație a legii. Stimații mei radioascultători, sunt la dispoziția noastră și voi răspunde și la întrebările noastre. Noi, Mișcarea Populară Antimafie, suntem în această campanie electorală, într-o campanie de sacrificiu. Mișcarea Populară Antimafie va fi în viitorul Parlament, vom fi jandarmiilor, vom fi osul din gâtul acestei mafii. Da, vă mulțumesc. 3 minute 13 secunde. Când spun da,
continuați vă gândul, ideea, exact. și 10-20 secunde, da. Pentru că timpul deci, pe care îl folosiți dumneavoastră o să-l acord în aceeași proporție și contracandidatul. Dacă ați vorbit 3-13, deci domnul Suțar va avea la fel 3-13, pentru că să nu vă întrerup la jumătate de idee sau de cuvânt, că mi se pare notă de relevant acest ticăit și oprit de ceas. Acum rog pe dumneavoastră, domnul Alexandru Suțar, care reprezentați Partidul Forța Poporului, să relatați principalele teze ale programului dumneavoastră electoral, vizând modalitățile de readucere a relațiilor dintre cele trei puteri în conformitate cu prevederile constituționale. Stimați radioascultători, Partidul Forța Poporului este un partid pro-Moldova. Noi categoric respingem ideile separatismului, federalismului sau unionismului. Partidul nostru consideră că principalul pericol pentru Moldova reprezintă sistemul actual oligarhic, când câțiva clanuri controlează toate cele mai importante sectoare ale economiei, sustrag la maximum banii din popor, manipulează cu cinismul extrem opinia publică, dar justiția și celelalte organe de stat îi deservesc pe ei. Nu putem să vorbim categoric despre separația puterilor, într-adevăr, care sunt la cheremul oligarhilor. Acest sistem a fost lansat încă de guvernarea comunistă, cu participarea mai multor personaje, inclusiv și celor care ulterior au plecat de la acest partid, au votat un președinte unionist, dar acum pledează pentru Uniunea Vamală. După 2009, așa numite forțele democratice și europene au preluat toate schemele clanului Voronin, pe care ulterior le-au fortificat și le-au multiplicat. La moment, economia țării este grav afectată de trei flagele: monopoluri, economie tenebră și corupția. Dacă noi nu demontăm acest sistem oligarhic, atunci vom asista și în continuare cum băncile noastre și companiile de asigurare vor spăla banii, vor scoate finanțe peste hotare în offshore, vor fi supuse atacurilor Raider fără anunțare cine este Raider, dar toate pierderile vor fi recuperate din contul creditelor scumpe, culoare în gaș a întregii țări. Noi toți, stimați cetățeni, vom plăti în continuare la prețuri mai scumpe decât în Europa pentru produsele alimentare și medicamente. Vom scoate anual din buzunarele noastre nejustificat peste jumătate de miliard de lei pentru benzină și motorină, chiar dacă prețurile la țăței scad. Vom lăsa în economie tenebră în forma impozitelor neplătite încă un buget în valoare aproximativ de 25 miliarde de lei, bani care ar putea fi folosit pentru majorarea salariilor, pensiilor, modernizarea infrastructurii, dezvoltarea statelor noastre, subvenționarea agricultorilor. Funcționari corupți vor continua să-și bată joc de cetățeni simple, agricultura va rămâne în continuare devansată față de țările europene, dar degradarea satelor va deveni irreversibilă. Noi, stimați concetățeni, avem la dispoziție maximum 2-3 ani pentru a preveni prăbușirea economică și lichidarea statului nostru. Partidul Forța Poporului este un partid pro-european, însă noi nu suntem eurodemagogi și considerăm că nu eurointegrarea este ideea națională, ci modernizarea țării. Uniunea Europeană în acest context este principalul partenerul nostru, dat fiind faptul că modernizarea statului poate fi făcută exclusiv după standardele europene și cu sprijinul UE. Dar nu putem noi să integrăm în Europa cu regim oligarhic, cu economie monopolizată și cu ciumadane de bani numerar, cu luptă cu corupția în care întotdeauna cu scor amens câștigă corupția, cu prim-ministru care dă indicații fiscului la telefon pe cine depresat, dar cui de dat relaxarea. Nu putem să facem democrație în țară cu macaroane în pachete în timpul electoral. Acum partidii oligarhice din nou propun alegătorilor la produsele alimentare de 100 de lei, pentru că pe urmă timp de 4 ani se scoate din buzunarele populației 10 de miliarde. Partidul Forța Poporului în această situație critică poate schimba lucrurile. Noi am întrunit în echipă un grup de oameni patrioți în fruntea cu fost ambasador în Statele Unite și colonel în rezervă, domnul Nicolae Chirtoacă. Aceste persoane au experiență în diferite domenii și totodată sunt curate, adică nu au participat în schemele criminale ale diferitor guvernări. Noi vom demonopoliza și vom descătușa economia. Da. După ce se vor reduce prețurile la mai multe mărfuri și servicii, vom asigura separația adevărată puterii, vom reduce considerabil sectorul informal și corupția. Comisia Specială va investiga crimele economice guvernărilor precedente. Credeți-ne, stimați alegători, Partidul Forța Poporului va munci imens și în 2-3 ani maximum va face ordine în țară. Da, vă mulțumesc. 3:23, o să-mi fie dator cu 10 secunde. Ok, cu procente. Procente, da. Mulțumesc. Acum o întrebare pentru domnul Sergiu Mocanu, președintele Partidului Mișcarea Populară Antimafie. Domnul Mocanu, vă propuneți reașezarea statului de drept în Republica Moldova, sau cum spuneți dumneavoastră, dictatura statului de drept. Da. Cum veți realiza acest deziderat în condițiile în care avem o Constituție care nu permite realizarea reală a separației puterilor în stat? Pentru că așa și rămâne până acum cu o procuratură de tip sovietic, nu? iar după sarcinile constituționale. Când avem o reformă constituțională care în 2000 a fost una pseudo-reformă, a pus bazele
cum să vă zic eu, unei dualități a puterii de stat în Republica Moldova. Ce veți întreprinde pentru a așeza cele trei puteri așa pe locurile prevăzute de Constituție și de practica internațională ca să asigurăm și separația și controlul puterilor între ele? Domnul Gherasim, vă mulțumesc pentru această întrebare. Această întrebare, după mine, este una fundamentală și stă la baza întregului nostru concept în ceea ce ține de cea de-a doua republică. Atunci când spunem a doua republică, avem în vedere că prima republică declarată la 27 august 1991 și-a epuizat resursele și noi avem nevoie de o schimbare radicală a statului Republica Moldova. Eu, până a răspunde la întrebarea noastră, trebuie să le spun vizitatorilor mei, cei care privesc pe privesc.eu emisiunea mea de miercuri seara de 3 ani de zile. Eu sunt acum în acest studio și o transmit și pe privesc.eu ca să nu înșel privitorii mei, cei care mă privesc, și mă bucur că aveți posibilitatea să mă priviți și în cadrul acestei emisiuni. Deci, de la spune și de la Radio Vocea Basarabiei. Da. Da, da, o transmisie de la Radio Vocea Basarabiei. Să beneficiem și noi de stimul moral. Da. Prin acțiuni de curaj. Prin acțiuni de curaj vom schimba la față Republica Moldova. Eu înțeleg că pentru oamenii noștri care nu au asemenea experiență, nu există asemenea experiență în Republica Moldova, pentru că de 20 de ani partidele politice din Republica Moldova s-au ocupat de deturnarea interesului public în interes de clan și de grup. De 20 de ani puterea în Republica Moldova a fost împărțită între partidele politice așa cum împarte țăranul mămăliga pe masă. Noi, Partidul Mișcarea Populară Antimafie, nu ne propunem în viitorul Parlament să împărțim funcțiile în stat și să le partajăm cu partidele cu care eventual am face alianță politică. Noi avem două liste. Noi o numim lista neagră, lista albă. În lista neagră am inclus toți judecătorii corupți, toți judecătorii care sunt supuși actualmente unor ordine a acestei mafii, sunt supuși politic, și avem o listă albă în care sunt concetățenii noștri pe care i-am cules cum culești mărgăritarele de pe câmpuri de mărgăritare, oameni care lucrează în companii străine în Europa, oameni care știu managementul european, oameni care știu administrare europeană. Acești oameni vor fi propuși de noi împreună cu societatea civilă la funcții în stat. Oamenii care merg alături de mine, de Sergiu Mocanu, pe listele Mișcării Populare Antimafie, o parte din ei aduși din rândul concetățenilor noștri de peste hotare, sunt colegii mei politici, sunt colegii mei de Parlament. Ceilalți vor fi aduși din rândul concetățenilor noștri. Actele de curaj vor sta la baza schimbării la fața acestei țări. Vă mulțumesc. 21 de secunde. Domnul Suțar, aveți același volum de timp pentru a răspunde la următoarea întrebare. O să iau programul partidului dumneavoastră. În capitolul 6, consolidarea statului de drept, articol punct 3, aplicarea strictă a principiului separației puterilor, tradițională în cele trei puteri, să fie independente și mai departe, delimitare clară a competențelor între cele trei ramuri ale puterii în stat, a modului de formare a acestora, independența lor și controlul din partea societății constituie nu numai condiție necesară pentru edificarea unui stat modern, dar și pentru funcționarea eficientă a sistemului judiciar în Republica Moldova. Cam de la întrebarea pe care am pus-o domnul Sergiu Mocanu, pornesc și întrebarea pentru dumneavoastră. Cum ați reușit să delimitați clar aceste competențe, dar mai ales să asigurați funcționalitatea competențe ale celor trei puteri? Este o întrebare foarte bună. Dacă să analizăm situația cu Constituția Republicii Moldova, noi putem să vedem că noi timp de 20 de ani, dincolo de problema oligarhizării puterii și oligarhizării Republicii, noi avem această incertitudine. Avem noi Republica Prezidențială sau avem noi Republica Parlamentară. Și tot timpul a noi se întâmplă aceste crize foarte bine inspirate și dirijate de către clanuri oligarhice cu alegerea președintelui. Din punctul nostru de vedere este necesar de făcut ordinea. Sau noi avem Republica Parlamentară și în această republică nu este nevoie de postul de președinte și toată puterea trece la guvern și noi nu avem probleme și crize cu alegerea președintelui, sau noi trecem la etapa, la modalitatea de a alege președinte cu vot direct a cetățenilor și atunci noi revenim la ideea Republicii Prezidențiale, vom extinde împuternicirile președintelui și să discutăm dacă, aici e discutabil acest lucru, dacă președinte să fie în fruntea puterii executive.
De exemplu, este Statele Unite. Noi suntem țara europeană sau tindem spre Europa și, cam această experiență nu prea este obișnuită. Dar cel puțin să fie clar. Dacă președinte este ales de către tot poporul, este necesar de extins atribuțiile lui și să avem o această etapă complicată, dificilă de tranziție, care cam s-a întins, să avem Republica Prezidențială cu toate atribuțiile respective. Și președinte cu mână de fier, având mandat din partea cetățenilor, să facă ordine în țară. Cel puțin noi trebuie, iată, aici să aducem claritatea și nu putem noi ședem croconați pe aceste două variante, că parcă avem președinte și parcă nu avem și trebuie de ales. Mulți acum pledează pentru alegerea președintelui cu vot direct, dar este insuficient. Noi vom avea permanent conflictul dacă președinte va fi ales cu vot direct al cetățenilor și totodată n-a să aibă împuternicirile necesare. Avem această situație în Ucraina și este un izvor a conflictului. În acest context este necesar foarte clar să ne determinăm de care model constituțional noi avem nevoie. Republica prezidențială cu toate atribuțiile respective sau Republica parlamentară fără post de președinte. Și dumneavoastră ce doriți? Eu, la etapa actuală, pledez pentru Republica prezidențială. Da, vă mulțumesc, domnule, 26 de secunde. Bine, am echilibrat. O să mai fiți datorul cu 4 secunde. Procentul meu. Da. Acum vă ofer câte un minut pentru precizări sau pentru replici, dacă doriți. Puteți folosi acest timp. Stimați concetățeni, eu, Sergiu Mocanu, liderul Mișcării Populare Antimafie, așa cum v-am spus, împreună cu echipa mea de tineri, parte dintre ei aduși peste hotare, la ora actuală suntem peste tot, pe acolo, pe unde putem ajunge, cu resurse puține. Noi, la capitolul finanțe, nu ne putem pune la bătaie în luptă cu această mafie. Eu cheltuit milioane din banii pe care i-au furat de la dumneavoastră în acești ani. Noi vă rugăm pe dumneavoastră, pe cei care ascultați mesajul nostru de 4 ani, cei care ați fost alături de noi în această perioadă, să fiți alături de noi și în această campanie electorală, să mergeți și să spuneți altor oameni, așa cum o fac mii de oameni în țara asta care vor să scape de această conducere criminală. Eu, când spun criminală, am în vedere direct criminală, nu este un eufemism. Când spun criminală, mă refer la grupuri infracționale organizate. Deci grupuri infracționale organizate care au pus mâna pe putere în Republica Moldova. Da. Știți personajele, Filat și Plahotniuc. Da, vă mulțumesc, 1 minut și 4 secunde. Dumneavoastră, doriți 1 minut să folosiți? Da, domnul Suzer. Stimați radioascultători, cel mai mare mit care eu aud de la adepții așa numitor forțelor democratice, că închidem ochii, uităm de BM, de lapidări, de oligarhizare, de toate dosarele penale nefinalizate, doar cu singur scop, că noi vom ajunge în Europa, după exemplu României, și acolo acum o să vină europenii și o să ne impună să facem reforme. Diferența dintre noi și România este foarte mare. În România tot timpul exista un consens de la Snagov privind vectorul european. La noi națiunea nu există, societatea este scindată. Noi nu avem acest termen care a avut România. Noi nu avem această perioadă când noi o să mergem mai departe în Uniunea Europeană. Nu putem noi să mergem mai departe cu această economie, cu oligarhizarea totală a vieții economice, politice și sociale. Dacă nu schimbăm lucruri în maximum 2-3 ani, noi n-a să vedem această Europa. Mai mult ca atât, această guvernare va discredita ideea integrării europene, da. Oligarhii vor zbura cu avioane unde au de mult locul permanent de trai, dar noi rămânem cu această idee europeană discreditată. Mulțumesc. În 14 secunde. Domnul Ocran, o întrebare. Cum veți asigura independența justiției în Republica Moldova, în afară de, cum să vă spun eu, de această soluție mecanică la care v-ați referit, substituirea lor și a delegației a Uniunii Europene de veghere a edificării statului de drept în Republica Moldova, sau cum sunt, cam așa s-ar numea. Cum veți asigura independența justiției, pentru că noi acum avem un mecanism bine cunoscut de anumirea judecătorilor, de destituirea judecătorilor, de stimularea judecătorilor și de sancționare a judecătorilor. În ce măsură funcționează
veți decide de dumneavoastră, în comentariile dumneavoastră, dacă veți dori. Ce propuneți? Cum numim, cum selectăm, cum alegem, prin ce metode un judecător? Pentru că asta e mecanismul pe care l-am descris eu. Un judecător, dar avem de ales 400. Cât am la dispoziție pentru răspuns la întrebarea asta? 2 minute, dar putem, da, să depășim câteva secunde, că nu e o problemă, cred că. În cadrul unei misiuni de supremație a legii, care presupune că ne adresăm Comisiei Europene pentru a delega Republicii Moldova judecători și procurori din statele Uniunii Europene. Acest mecanism a fost folosit în câteva țări din fosta Iugoslavie. Acest lucru se face după ce adoptăm o declarație politică. Prin această declarație politică declarăm sistemul juridic din Republica Moldova unul falimentar, unul care a încălcat drepturile omului la proprietate, drepturile omului la viață și sănătate. Dacă vine o misiune care face o analiză a spețelor care au fost judecate în această perioadă în Republica Moldova, vă asigur că 80-90% din actualii judecători vor trebui să fie deferiți justiției pentru încălcarea drepturilor omului la viață, sănătate și proprietate. Sistemul juridic din Republica Moldova a trecut din justiția propriu-zis, într-un domeniu unde trebuie să faci echitate socială și să respecti drepturile omului, a trecut în domeniul serviciilor de lux, în care oamenii unii își pot comanda dosare împotriva altuia și primii veniți în acest domeniu sunt politicienii. Sistemul juridic din Republica Moldova, prin acte de curaj, prin acte politice, va fi declarat falimentar. În urma declarației politice pe care vom face, judecătorii care au lucrat în acest sistem și procurorii nu vor mai putea pretinde la beneficiile pe care le-au avut până acum în sistem. După asta, o misiune de supremație a legii ne va permite ca în 2-3 ani de zile să selectăm din rândul cetățenilor Republicii Moldova oameni care vor judeca după plecarea acestei misiuni de supremație a legii. Acest lucru este fezabil, acest lucru este posibil, el s-a mai făcut și fără să facem această schimbare radicală, noi nu putem să sperăm la investiții în Republica Moldova, nu putem să sperăm la un stat de drept. Vă mulțumesc. 21 secunde. Domnul Sosor, întrebare pentru dumneavoastră. Ați spus că pledați pentru o republică prezidențială în Republica Moldova. Să vă spun drept și eu pledez pentru o republică prezidențială. Acum, cum vedeți dumneavoastră construcția ierarhizată a celor trei puteri sau relații dintre cele trei puteri? În primul rând, construcția în raportul constituțional. Puterea executivă, legislativă și judecătorească. Cum va arăta? Ca în Statele Unite, ca în Franța, ca în Italia și Germania, unde sunt clare prerogativele cancelarului și a primului ministru și știm cine sunt șefii de stat, octogenari și așa mai departe. Avem și noi un șef de stat care a fost ales și el într-o anumită formulă, cu anumite puteri cele. Cum va arăta această structură a puterii de stat formată din trei ramuri independente? Dacă noi vorbim despre Republica Prezidențială cu atribuțiile mai extinse comparativ cu ceea ce noi avem în timpul de față, desigur că președinte va avea prerogative de a influența asupra guvernului, desigur, că prim-ministru să fie înaintat de către președinte, blocul ce ține de afacere externe, blocul de forță să fie în subordinea președintelui. Dacă vorbim de relațiile cu Parlament, desigur că funcția de a numi procurorul general, lucru cu judecătorii și controlul asupra justiției ar trebui să treacă la președintele țării ales de către popor. Parlamentul rămâne cu funcțiile actuale legislative, desigur, dar să fie un pic reduse funcțiile ce ține de controlul justiției, Consiliul Concurenței, desemnarea șefilor agențiilor. Noi vedem că controlul parlamentar, practic la noi, s-a transformat într-un control oligarhilor asupra băncii naționale, asupra Consiliului Concurenței, asupra agenției naționale pentru reglementare energetică și noi avem situația cu monopolizarea care avem.
Și în acest context, desigur că relațiile vor fi, vor sta altfel. Putem să discutăm modelul francez. Ca atare, Constituția Republicii Moldova a fost modelată. S-a inspirat de la România, dar România în mare parte din Franța. România la fel nu a dus, din punctul meu de vedere, până la capăt această delimitare și la dinși există acest conflict, că nu este clar până la capăt Republica Prezidențială sau Republica Parlamentară. Cine trebuie să meargă la Bruxelles? Președinte, da, președintele sau prim-ministru. Iată, pentru noi nu avem dreptul să avem acest lux. Să avem președinte cu mai multe împuternicii, prim-ministru cu mai multe împuternicii, parlamentul și, cum spunea cândva Napoleon, scrieți cât mai neclar despre aceste lucruri. Iată, la noi cam există acest lucru. Noi ne trebuie claritatea. Președintele ales de către popor, cu atribuțiile largi în ceea ce ține controlul asupra justiției, desigur, cu precondiția, de oligarhizare. Noi trebuie să deborăsim de acest sistem oligarhic categoric. Asta e prima condiție. Înainte de a schimba Constituția, noi trebuie să demontăm acest sistem oligarhic. Că altfel, președinte tot e ales de către popor cu sprijinul oligarhilor, în fond situația nu se va schimba. Da, mulțumesc, două. Întrebare, pardon, turul de replici sau turul de precizări, da? Da, da, eu nu știu ce tot îi dau ăștia cu oligarhie, nu avem o oligarhie în Republica Moldova. Nu există oligarhie în Republica Moldova. Oligarhiile au fost împinse de la guvernare în secolul XIX de către partidele liberale de atunci. Formula asta, moda asta de a vorbi despre oligarh ca în Rusia, eu o cunosc și este o încercare de a induce lumea în eroare, că noi am avea monopoluri, am avea oligarhie. Noi avem grupări criminale la guvernare, mafioți le spunem noi, care au creat grupuri infracționale la guvernare și toată povestea asta, toată ceastușca asta despre oligarhiile din Republica Moldova este o încercare de a se unge alte partide de un mesaj pe care noi îl repetăm de 4 ani de zile. Nu induceți lumea în eroare cu oligarhia asta. Nu există oligarhie în Republica Moldova. Oligarhiile sunt altceva. Noastră porniți de la oligarhii ruși. În Republica Moldova nu există monopoluri. Nu există monopol de stat, nu există monopoluri economice. Toată ceastușca asta noastră este o încercare de a vă ține de o temă pe care noi am spus-o din start. Noi am spus și am numit pe nume. Noastră spuneți oligarhii și nu spuneți niciodată numele lor. Noi spunem Plahotniuc este criminal și am dovedit prin acțiunile pe care le-a făcut el. Filat este același criminal. Na, oligarhie. Ați înnebunit lumea asta cu oligarhiile astea. Am înțeles cum ești și de ce. Eu n-am de gând să încerc să discutăm noi sistemele, cine primul a spus, stat captiv, să tragem noi plapuma. Asta o știe toată lumea. Nu, dumneavoastră știți, dați să respectăm unul pe altul. Ok. Ca să știți că o să vă ofer timp domnul Ocan, cât o să doriți, dar ca să vă ascult. Să nu trecem noi în istorie cum să numesc cine oligarhul. Din punctul nostru de vedere sunt persoanele care prin intermediul politicului încearcă să facă supraprofituri folosind orice pârghie de a controla sectoarele cele mai importante ale economiei și manipularea opiniei publice cu mass media. Fapt că ei sunt mafioți, venim la puterea și vom analiza acest lucru din punct de vedere juridic. Noi totuși pledăm pentru statul de drept. Noi nu, niciodată nu a fost teamă să numim pe nume că Plahotniuc și Filat sunt cei mai mari oligarhi la ora actuală. M-a ajutat și Platon Cușor, dar s-a pornit tot de la oligarhul Voronin, care a lansat acest sistem și dumneavoastră cunoașteți foarte bine deoarece ați lucrat la dumnealui. Deja e mai bine. Deja e mai bine. Mulțumesc. 1.06. Îl salutăm în studio pe cel de-al treilea concurent electoral, participant la dezbaterea de aici la Vocea Basarabiei. Spune bună seara domnului Oleg Cernei, candidat independent pentru funcția de deputat. Bună seara și îmi cer scuze că a coincis cu dezbaterea publică la televiziunea națională. Avem multe televiziuni, posturi de radio și fizic nu putem reuși. De ce îmi cer scuze față de radioascultători pentru faptul că... Am secundă ca să lăsăm acest microfon pentru că el este perfect postat. Domnul Cernei, vă ofer 3 minute. Pentru a prezenta succint principalele teze ale programului dumneavoastră în subiectul pe care îl discutăm azi. Încercăm să separăm puterile în stat și să găsim soluții pentru separația constituțională a puterilor în stat și una reală. Ce propuneți dumneavoastră? Dragi prieteni, eu, Oleg Cernei, nu sunt omul partid și nu sunt partidul om. De ce m-am lansat ca și independent în acest scrutin parlamentar?
pentru că și eu, ca și dumneavoastră, nu mai cred promisiunilor făcute de partidele puterii. Un sondaj recent relevă că peste 48% din locuitorii țării sunt dezamăgiți de partidele politice din Parlament. Eu pot aduce speranța oamenilor simpli, pentru că actualii guvernanți vă strâng mâna astăzi și vă sărută nepoții doar în fața camerei de luat vederi. Deja îi veți vedea peste 4 ani. Dragi legători, Chișinăul mă cunoaște ca pe consilierul municipal Oleg Cernei, care a promovat politici sociale, a inițiat și promovat plata de indemnizații pentru cei cu venituri mici la agentul termic și la transportul public. Oleg Cernei, cel care intervine la soluționarea celor mai ferbinți probleme legate de sectorul locativ. Ce voi promova în Parlament eu, deputatul independent Oleg Cernei? În primul rând, politicile și echitatea socială. Voi lupta împotriva mafiei oligarhice din partidele politice și acumătrismul care împiedică copiilor dumneavoastră instruiți să fie promovați în funcții publice. Voi veni cu o inițiativă legislativă în vederea acordării pentru pedagogi și medici a statutului de funcționar public cu facilitățile și suplimente de salariu specifice. Mi-e rușine să dau ochii cu prima mea învățătoare. Profesorii, celor mai bogați oameni din țară, trăiesc în sărăcie. Medicii care veghează la capul părinților și copiilor noștri au salarii derizorii. Voi opta pentru majorarea impozitelor pentru cei bogați și promovarea politicilor sociale. Voi insista asupra controlului parlamentar al legilor adoptate. Voi contribui la asigurarea transparenței și controlul utilizării banului public. Voi pleda pentru descentralizarea autorităților publice locale. Voi promova extinderea competențelor administrației publice locale și fixarea unor impozite suplimentare la bugetul local. Fără acest deziderat, descentralizarea este imposibilă. Politica mare va fi politica fracțiunilor mari. Politica mea va fi politica bunăstării dumneavoastră, a pâinii pe masă și a căldurii în casa dumneavoastră. Voi promova valorile democratice și cursul european de modernizare a Republicii Moldova. În calitate de deputat, voi promova modificarea Constituției privind alegerea directă a șefului statului de către popor, să punem punctul rușinoaselor târguri din culisele politice atunci când se alege șeful statului. Sunt convins că de faptul că la 30 noiembrie în Parlamentul de la Chișinău va fi ales primul deputat independent, Oleg Cernei. Dumnezeu să binecuvânteze pe dumneavoastră și Republica Moldova. Vă mulțumesc, 2 minute și 30 secunde. Aș avea un mesaj care vizează subiectul nostru, dar o să încerc să identificăm soluțiile pe care le oferiți pentru independența și separația puterilor în stat prin niște întrebări suplimentare. Acum să continuăm turul de întrebări. Cred că o să mai fie un tur de întrebări. Eu pot să continuu subiectul ăsta, dacă îmi permiteți. O să vă pun o întrebare. Deci eu pot să continuu la separarea puterilor în stat. Cât am avut data trecută? 3.13 și 3.21, da? Mai aveți 40 secunde. Da, deci eu cred că la momentul actual există o mare derapaj în ce își privește activitatea instituțiilor statului la nivel parlament, guvern și președinte. Din păcate, președintele a fost elementul unor târguri politice a oligarhilor. În politica Republicii Moldova, oligarhii au venit din business și aplică legile business în viața politică, ceea ce este inadmisibil. Eu cred că a venit timpul să alegem grâul din neghină. O spun ambasadorii Statelor Unite, ambasadorul Germaniei, că corupția și aroganța politicienilor sunt flagelul lipsii democrației în Republica Moldova. Dick Schubert spunea că sunt funcționari de rang înalt care sunt învinuiți de deturnarea fondurilor europene. Și eu cred că instituțiile statului nu pot fi funcționale atâta timp cât persistă corupția la nivelul cel mai înalt. Și vreau să vă asigur că partajarea funcțiilor de la șef de stat, prim-ministru, da, ministri, procuror general, asta este o mare și o mare ticăloșenie clasei politice. A venit timpul ca în Parlamentul Republicii Moldova să vină elita politică, intelectuală, culturală, să avem organul legislativ reprezentativ și nu partidele votate cu spiți ca vorba lui Druță. Da. 3.44. Am dat 20 secunde la noi. Am întârziat. Da. Aș vrea să decidem împreună. Avem încă 22 de minute de în acest program. De la ascultători sau facem, da, sigur sau facem o rundă de întrebări? Ascultători, mai ascultători, da. Cum doriți. Da. Pe domnul Cernei, o să rugăm regia să... Se vede că n-am fost pregătit pe a treilea invitat. Microfon n-am, cască n-am. Da, domnul Cernei a fost pregătit pentru toți invitații. Acest microfon este, deci aceste trei microfoane ne-au servit deja 20 de am înțeles. Așa, o întrebare sarcastică. O parte din chestie. Da. Bun.
Încercăm să luăm ascultători, da? Eu o să vă dau casca mea, ca să nu credeți că nu respect opțiunea dumneavoastră de egalitate șanse. Da, spre egalitate. Și o să încercăm să luăm și ascultători. Acum avem două linii telefonice, stimați ascultători, ai Vocea Basarabiei, pe care le cunoașteți, 804-424, 804-422. Suntem aici la dezbateri electorale la Vocea Basarabiei și invitații noștri sunt domnul Sergiu Mocanu, președintele Partidului Mișcare Populară Antimafie, domnul Alexandru Struțar, vicepreședinte al Partidului Forța Poporului și domnul Oleg Cernei, candidat independent pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Dacă avem un ascultător, îi spunem bună seara. Bună seara. Bună seara. Vă rog să vă recomandați și ori puneți așa o condiție, ca să puneți o întrebare ca să poată răspunde toți trei, sau puneți o întrebare pentru fiecare parte sau pentru un singur candidat. Da, domnule Cai, vă rog. Hai să punem întrebări. Aș ruga ascultătorii să pună întrebări. Eu cred că dreptul de a alege... Dreptul discutăm în altă emisiune. Că dreptul de a alege și a fi ales este un drept consemnit prin Constituție. Faptul că în această campanie electorală participă atât partidii politice, parlamentare și extraparlamentare, cât și candidați independenți, este un drept și vreau să avem un respect, o decență și toți concurenții participă la aceste dezbatere ca radioascultătorii, cetățenii să cunoască platforme electorale și eu cred că dacă putem să alegem grâul de dinghină și să dăm șansa ca în Parlamentul Republicii Moldova să avem deputați care să reprezinte cu adevărat interesele țării, fiindcă percepția de corupție a actualei guvernări, cazul Banca de Economie, aeroport, alte activități. Eu cred că aici avem de discutat și trebuie să discutăm la rece, să nu ne bătem cu apă chioară. Vă mulțumesc! Dacă vrea să intervină cineva, 30-40 de secunde ca să putem să luăm mai multe întrebări. Probabil că este un alegător al Partidului Liberal Democrat. Eu această minciună am auzit de mai multe ori anume de la acest partid, precum că partidele mari vor lupta, dar partidele mici n-au nicio șansă, sunt sondajele făcute la comandă tot același oligarh. După mine, partidele mari care sunt acum, ei sunt caracterizate doar de un singur lucru, ține de volumul. Volumul de furturi. И у авут фортур мар, а части партии. Ше, а часто есть уника дело Сибиря. Дак, думня луй, кредик, ку аша ситуация экономика, ку атаку райда, ку спауэр ди банч, ку коррупция, каре ваной тет тимпу и кыштига ин комбатера, кэн ной ворбим ди лупта ку коррупция, ной путем сажунджим ин Униуния Европяна, аста есть грешава стратегика. Да, вам смысл. Stimate radioascultători, eu m-aș amuza dacă nu mi-ar fi milă de dumneavoastră. Noastră semănați cu fanii de fotbal din tribune care stau și bat din palme și aplauză atunci când 22 de milionari bat un balon. Și când bate cineva un gol vă bucurați, când nu-l bate vă întristați, dar din asta n-aveți nimic. Așa a procedat și cu politicienii probabil. Dumneavoastră vă bucurați pe gratis sau mai degrabă vă bucurați pe banii dumneavoastră, că tot ăștia vă fură și vă exaltați și vă bucurați că Filat e bun, că Filat v-a furat mai mult, că Plahotniuc v-a furat mai mult. Eu m-aș amuza dacă nu mi-ar fi milă de dumneavoastră. Mulțumesc. Ați fost câte 40 secunde. Mai luăm un ascultător. Bună seara. Vă ascult. Da, cine? Domnul Nicolae? Da. Hai totuși să pun întrebări, totuși.
Hai, vă rog, terminați ceastușca asta și dacă aveți întrebări, puneți întrebări. Liniștiți-vă, vă rog, eu știu fan clubul ăsta de fan, dar n-ați să-i permit să vorbească. Deci, ori pune întrebări, ori terminați o dată cu porcăria asta. Domnul Mocanu. Mă, ta termin o dată cu porcăria asta. Domnul Mocanu. Nu, dar de ce trebuie să ascult eu prostiile lui? Domnul Nicolae. Dar terminați o dată prostiile astea, omule. Domnul Nicolae. Termină, omule, prostiile astea, că domnul... s-a săturat lumea de voi, de fan clubul ăsta. Te crezi foarte... Da? Deci, mă, tati, crezi tare, tare deștept acum, da? Hai, termină, omule, odată. Da. Puneți. Da, spuneți întrebarea, omule. Întrebare, domnul Nicolae. Da. Hai totuși, dacă punem întrebări, spunem întrebări. Domnul lui nu pune întrebări. Terminați odată cu prostiile astea. Domnul Calon, hai lăsați-mă. Nu, dar nu pot. O secundă, nu hai lăsați-mă să dirijez eu și să respectăm opinia noastră. Noastră dirijați în fiecare seară aici la Vocea Basarabiei. Și aveți fan clubul ăsta de... Domnul Calon, nu m-a invitat nimeni cu desâla. Deci... Este un ascultător și un cetățean care are drept să pună întrebări. Un cetățean în momentul în care eu consider că vă ofensează, eu o să-l deconectez. Dar de trebuie să pun întrebări, nu? Încă o dată. Acum trebuie să mă lăsați pe mine să forțez să pun o întrebare. Acum am pus o întrebare. De ce nu vă uniți în... Nu știu. Dați-i o replică. Acum după ce pun întrebare. Că eu aș fi întrerupt, dar ați cheltuit minute în plus. Da. Am și eu grijă. Hai să... N-are dumneavoastră întrebări. Nu vrea nimeni. Deci, stimați ascultători, vă rog frumos să puneți doar întrebări. Atitudinea noastră o să exprimați în cadrul... Da, aveți formă asta, aiuriți cât vreți acolo. Domnul Cano, eu vreau să vă controlați. Eu mă controlez. Dacă vă controlați, controlați-vă și vă rog să nu jigniți și postul și ascultătorul și cetățenii. Mai doriți voturi de la ei. Nu trebuie să jigniți nimeni. Eu nu vreau voturi de la ei. Mai luăm un ascultător. De la fan clubul. Da. Nu vă place fan clubul? Duceți-vă la alt fan club, domnul Cano, și nu ne frustrați, vă rog. Frumos. Nu credeți că alte cluburi sunt mai de elită. Lăsați-mă, vă rog, și nu te întrați la ascultătorii noștri. Vă rog. Mă întrebare, da, vorbiți. Cine? Nu se aude nimic. Alo? Ieți cineva, puneți o întrebare. Dați altă linie. 804-424, 804-422. Avem două linii telefonice la care suntem în legătură cu ascultătorii. Bună seara. Da. Bună. Cine? Da, domnul Vasile. Da, vă mulțumesc. Domnul Mocanu? În nicio situație, Mișcarea Populară Antimafie nu se poate uni cu partidele care pledează pentru Uniunea Vamală. Prin acte curaj pe care le-am demonstrat acești 4 ani de zile, noi vom reuși să aducem o misiune de supremație a legii în Republica Moldova, împreună cu partenerii noștri străini. Voronin, cine mai sunt acolo, Dodonii ăștia și toți ăștia nu au nicio șansă în Republica Moldova și cei care vă amenință până acum că domnule votați-i pe ăștia că altfel să periclitează cursul nostru european, vă mint, oameni buni. Frontiera dintre Europa și Uniunea Vamală trece la 700 de kilometri de noi, la Donetsk, acolo unde se dă un război sângeros. Noi suntem în Europa și aici o să ne rezolvăm problemele cu acte de curaj împotriva acestei mafii. Da. 50 secunde. O întrebare? Alo? 804-424, 804-422. Bună. De unde sunteți, domnule Mihai? Da. Ce aveți în vedere? Cetățenii sau candidații? La cine vă... E bună întrebare. Da, vă mulțumesc. Da. Domnul Mihai...
Vă mulțumesc pentru întrebare. Cetățenii au ce face. Apropo, cetățenii, în 4 ani de zile de când noi rostim acest mesaj împotriva mafiei, deja de la 3%, 40% din cetățenii Republicii Moldova sunt conștienți. Trebuie să vă uniți forțele, să vă strângeți rândurile, să mergeți și să spuneți altor oameni să voteze anti-mafie. Pentru că ei au bani cu ce să ajungă la dumneavoastră. Noi avem cuvântul cu care mergem către dumneavoastră, iar dumneavoastră, cei conștienți, mergeți și spuneți-le și altora. Să meargă, să voteze și să-și păzească votul. Da. 27 secunde. Ce luați? Domnul Susar. Noi suntem o echipă de persoane care fiecare are mai multe viziuni. Ce trebuie de făcut în diferite domenii. Și fiecare până în prezent au făcut câte ceva în viața aceasta și au stat departe de politică. Consideram că politica este un lucru murdar. Și iată 23 de ani această politică a fost făcută de oameni cu mâinile murdare. Acum, la această perioadă, când într-adevăr sub pericol este statul Republicii Moldova, noi avem un plan foarte bine chipzuit în ceea ce ține de demontarea acestui sistem oligarhic, demonopolizarea economiei, combaterea economiei tenebre și lupta cu corupția. Lupta reală, dar nu lupta mimată. La fiecare din aceste trei capitole noi avem câțiva pași care vom întreprinde și vom face ordine timp de 2 ani. Da, vă mulțumesc. Domnul Cernet, doriți să adăugați? Da, deci eu cred că cetățenii pot la 30 noiembrie să poată să-și exercite puterea în adevărată sensul cuvântului. Pe 30 noiembrie puterea aparține dumneavoastră cetățenilor. Și este foarte important să faci o evaluare la tot ce înseamnă actul de guvernare, la cei care au fost și la cei care guvernează la modul fraudulos astăzi. Cred că vorba românească, pleacă ai voștri, vin ai noștri, noi rămânem tot ca proștii, este foarte actuală, fiindcă ne bălăcim 24 de ani în toată această așa numită democrație și faptul că Nicolae Costin, primul primar democrat, spunea că aud zgomotul mori, dar nu văd făina. E cred că timpul să avem în Parlament oameni de calitate, da. Oamenii care să producă legi pentru cetățeni, pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc, mai luăm un ascultător, bună seara. Da, cu cine vorbim? Da. Hai să, domnul Laru, eu vă rog să puneți întrebări concurenților prezenți aici. Da, seara bună. A fost un regret. Dar nu a fost o întrebare, da. Eu cred că dumneavoastră trebuie să lăsați regretele acestea. Și eu cred că deci dreptul de a alege șafia listei este un drept consemnat pe Constituție. În momentul ce este validat mandatul de deputat, cred că fiecare poate să exercite dreptul. Deci este foarte important ca dumneavoastră să vă dați votul în cunoștință de cauză, să analizați toate programele electorale. Eu vă chem să votați candidatul independent Oleg Cernei, care pragul de trecere în comparație cu colegii mei din studio este 2%. Adică șansele sunt reale și eu cred că cei care sunt nehotărâți, sunt peste 48% din cetățeni, nu au încredere în sistemul de partide politice. Și cred că este timpul, mi-aduc aminte cu respect de primul parlament care era elita culturală, politică a țării, când deputații erau aleși direct de cetățeni. Mulțumesc, 36 secunde. Domnul Scurfaș? Pe mine, Ofel, mă amuză această idee de a uni cu orice preț, de făcut un colhoz aici, de diferite personaje, diferite idei. Noi foarte clar am stabilit principiile de formare a partidului, să fie întrunită echipa persoanelor curate, neimplicate în diferite scheme, în diferite acte de guvernare, nepatate, care nu au lucrat nici până la Voronin, nici în timpul Voronin, nici după Voronin, patrioți adevărați care, într-adevăr, pot producă schimbări. Da. Domnul Măcanu?
Dumneavoastră aveți, domnul Urar, o asemenea echipă pe lista Mișcării Populare Antimafie. Uitați-vă atent și o să deți oameni demn și frumos de la Daniela Bodrug, Igor Buneanu, Velișcu, Carolin Paul, German și mai departe. Am o echipă de tineri frumoși care vin să schimbă la față Republica Moldova, o echipă de politicieni, alții decât cei pe care i-ați numit acum. Da, vă mulțumesc. Mai rămân ascultător? Da. Bună, domnul. Cine? O întrebare, domnule de la... Domnul... Forța poporului. Nu, doamnă Vera, este domnul Alexandru Susar, vicepreședintele Partidului Forța Poporului. Este. Așa. Bine, acum noi punem... Da. Nu fac nimic. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. O seară bună. Domnul Susar a avut o întrebare. Este într-adevăr, așa e situația în agricultură, este dezastruoasă. Noi am avut în această perioadă de 5 ani mai mult politică anti-agrară și dacă să luăm piața internă, e într-adevăr, nu este protejată suficient. Noi, cu părere de rău, nu putem să introducem alte taxe vamale, deoarece foarte nereușit am aderat la Organizația Mondială de Comerț, dar pentru a proteja piața internă, este necesar să eliminăm tot lanțul intermediarii. Asta este boala numărul 1. Pentru asta este necesar de făcut primul lucru, de introdus regulă că pe piațele agricole au dreptul să comercializeze producția doar cei care au certificat de origine. Mulțumesc. Domnul Măcanu, domnul Cernei, răspundeți la mine. Da, eu cred că, doamna Vera, tot respectul față de mine, eu l-am mai ascultat la alte emisiuni, hai să nu dăm calificativi, să dăm aprecieri. Eu cred că în campania aceasta electorală putem să avem critici la adresa actului de guvernare, fiindcă avem partidul la guvernare, facem o evaluare după 4 ani de guvernare și eu cred că dumneavoastră trebuie să dați aprecieri celor care au guvernat până acum țara. În momentul când vin oameni care se implică în această campanie electorală, nu fac altceva decât să asigurăm alternanța democratică la guvernare, adică în viitorul parlament să avem oameni corecți, echidistanți, incomoți și eu cred că asta trebuie să avem respect față de cei care sunt aici în studioul acesta. Mulțumesc, domnul Mocanu. Doamna Vera, eu, Sergiu Mocanu, nu o să vă dezamăgesc. Deja este bine dacă dumneavoastră m-ați auzit până acum și m-ați crezut. Mai trebuie să faceți un efort nu prea mare, să mergeți în ziua de 30 noiembrie și să votați antimafie. Eu n-am să vă dezamăgesc. Da, mulțumesc. Să m-ați invitați, mai avem puțin timp și aș vrea să vă ofer câte un minut pentru un mesaj de final, așa precum a fost ordinea prezentării dumneavoastră. Domnul Sergiu Mocanu, aveți un minut pentru un mesaj de final? Un mesaj pe felicitări. Stimați concetățeni, cei care, care ascultați postul de radio Vocea Basarabiei, eu am fost nevoit pe un cetățean rătăcit să-l opresc în această emisiune. Dumneavoastră, cei de la fan clubul Vocei Basarabiei sau forumului, puteți vorbi în fiecare seară. Eu odată în 4 ani de zile am ajuns la acest post de radio. Sper că dumneavoastră, cei rătăciți care vă prăjiți creierii pe tigaie în fiecare seară la forum, o să vă mai gândiți, o să mai faceți și alte analize. Aveți timp să vorbiți și despre mine și despre alții. Acum faceți un efort și votați antimafie. Eu, Sergiu Mocanu și Mișcarea Populară Antimafie ne aflăm acum într-o luptă de sacrificiu. Noi luptăm cu forțele pe care le avem împotriva unei mafii foarte și foarte periculoase pentru Republica Moldova. A venit ceasul decisiv. La 30 noiembrie, dumneavoastră puteți să salvați Republica Moldova printr-un vot. Nu aveți nicio îndoială, stimații mei concetățeni, stimații mei prieteni care votați antimafie. N-aveți nicio îndoială. Mișcarea Populară Antimafie va fi în viitorul Parlament. Votați antimafie. Mulțumesc, 1.05. Domnul Susari.
Stimați alegători, Republica Moldova în prezent se află într-o criză profundă economică, socială și morală, deoarece mult timp rămâne în captivitate deplină ale clanurilor oligarhice. Acest sistem stoarce miliarde de lei din economia țării și din buzunarele cetățenilor noștri, apropiind defaultul țării. Așadar, statul nostru este supus unui risc real de dispariție. Stimați alegători, încă nu este târziu să schimbăm lucrurile. Facem apel către toți cetățenii țării noastre, indiferent de apartenență etnică sau religioasă. Oligarhii, monopoliști și funcționari corupți scot banii din buzunarele dumneavoastră. Acest lucru trebuie să fie oprit. Partidul nostru știe cum de făcut asta. Nu vă promitem mare și sare cu salarii, pensii și subvenții de mii de euro peste 3 zile după alegeri. Vă garantăm că nu vom fura și nu vom minți poporul nostru. În primul rând, noi vom demanta toate schemele oligarhilor, vom investiga real toate crimele economice. Echipa noastră nu are persoane patate care au participat în aceste scheme. Un înțelept chinez Confuție spunea că dacă știi ce trebuie de făcut și nu faci, aceasta este cea mai mare lașitate. Da. Iată, noi știm ce trebuie de făcut și nu ne temem să facem lucrurile mari, dar avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Haideți să întoarcem speranța în acest stat. Partidul Forța Poporului este speranța Republicii Moldova, care este obligată să facă ordine în țară. Suntem numărul 3 în buletinul electoral, cu noi este Sfânta Treimea, simbolul nostru este pumnul, cu care vom distruge monopoluri, economia tenebră și corupția. Votați cu pumnul. Vă mulțumesc, pumnul 23, domnul Plăcevrei. Da, eu cred că votați cu capul mai bine. Stimați legători, stimați prieteni, alegerile din 30 noiembrie va decide soarta vectorului european sau estic. Cred că viitorul parlament va fi un parlament pestriț. Știu că sunteți dezamăgiți de sistemul de partide politice. Știu că sunteți dezamăgiți de faptul că partidele din această campanie cheltuie milioane de lei. Deja sunt primele rapoarte ale Comisiei Electorale Centrale, peste 21 de milioane de lei au cheltuit partidele parlamentare în această campanie. Știu că nu aveți cu ce face focul în casele dumneavoastră. Știu că nu va ajunge bani pentru medicamente și pentru plata serviciilor comunale. Cred că a venit timpul să alegem grâul din eghină. La 30 noiembrie vă chem să votați omul și nu partidul. Sau dialogul între partid încetează a doua zi după alegeri. Vreau să vă zic că astăzi liderii partidelor politice vă promit marea și sarea. Eu, Oleg Cernei, rămân în continuare corect, obiectiv, voi fi vocea și ochii dumneavoastră în viitorul parlament. Votați Oleg Cernei, numărul 20 în buletinul de vot, alături de oameni, alături de nevoile lor. Vă mulțumesc, domnule Cernei. Stimați invitați, cu părere de rău, timpul rezervat emisiunii noastre, aceste dezbateri s-a terminat. Eu le reamintesc ascultătorilor, în studioul nostru s-a aflat domnul Sergiu Mocanu, președintele Partidului Mișcarea Populară Antimafie, domnul Alexandru Slusar, vicepreședinte al Partidului Forța Poporului și candidatul independent, domnul Oleg Cernei. Eu vă doresc succes. Și noi vă mulțumim pentru invitație. Mulțumesc!